Știai că autofagia este un fenomen ce se petrece regulat în organismul nostru? Poate că ai auzit, vorbindu-se despre autofagie, un termen care a depășit popularitatea cărților de biologie odată cu noua modă în ceea ce privește dietele. Este vorba despre fasting sau post intermitent, desigur. Sunt doctorul Șervan Damian, nutriționist la Centrul Superfi din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe discuția, nu uita să te abonezi. Chiar dacă mai este nevoie de studii care să ateste toate efectele autofagiei, se știe că organismul nostru își face deja în mod natural propria curățenie. Ce înseamnă asta mai exact? Ei bine, organismul nostru este construit în așa fel încât curăță celulele moarte, acest procedeu fiind extrem de important pentru sănătate. Potrivit unor studii recente, autofagia este un fenomen ce poate îmbunătăți o serie de aspecte ce țin de sănătate. Dar ce înseamnă mai exact autofagie? Cuvântul autofagie vine din limba greacă, fiind un cuvânt compus din două cuvinte, autos și phagomai, care înseamnă împreună autoconsum sau autodevorare. Acesta este de fapt procedeul prin care organismul nostru își curăță singur toate rezidurile provenite din celulele deteriorate. Autofagia are loc în timpul perioadelor de post, adică practic atunci când nu ne hrănim o perioadă. De regulă se produce în timp ce dormim, când organismul nostru se află în repaus, pentru că atunci nu consumăm mâncare și astfel organismul se poate repara singur. Procesul a fost studiat pentru prima dată de către un om de știință japonez, Yoshinori Osumi, care a și primit premiul Nobel în 2016 pentru această descoperire revoluționară. De ce este necesară autofagia? Practic, autofagia este o modalitate prin care organismul scapă de celulele moarte. Dar în cazul în care aceste procedee sunt perturbate, resturile de celule moarte neeliminate pot duce la inflamații și la creșterea excesivă a țesutului conjunctiv. Unele studii conectează tulburările de autofagie cu anumite boli și afecțiuni. De pildă, insuficiența cardiacă poate fi un efect al tulburărilor de autofagie. Alte exemple sunt anumite tulburări degenerative, cum ar fi Alzheimer sau Parkinson. În vreme ce autofagia este un fenomen ce se produce natural în corpul nostru, fără vreun ajutor din afară, anumite studii încearcă să verifice dacă inducerea autofagiei ne poate ajuta să trăim mai mult, să pierdem în greutate și chiar să prevenim anumite boli și afecțiuni cronice. Dacă te întreb cum ne putem induce autofagia, află că răspunsul este foarte simplu. Prin post intermitent, deficit caloric, dietă cu aport redus de carbohidrați și, bineînțeles, exerciții fizice și sport. Cum ne ajută autofagia în mod concret? Deși mai este nevoie de studii și cercetări în domeniu, până la acest moment se cunoaște că autofagia poate contribui la întărirea sistemului imunitar al organismului. De asemenea, prin eliminarea celulelor moarte, stimulează regenerarea la nivel celular și poate reduce riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer. Mai mult decât atât, autofagia ajută și la reducerea glicemiei, fiind un aliat de nădejde în lupta cu diabetul zaharat. Autofagia acționează și ca un mecanism anti-aging și îmbunătățește calitatea pielii și a țesuturilor. O altă veste bună este că autofagia contribuie și la combaterea unor boli infecțioase prin eliminarea directă a microbilor din interiorul celulelor, îndepărtarea toxinelor cauzate de infecții și prin modularea răspunsului imunitar la infecții. Practic, prin autofagie pot fi eliminați microbi, virus și diverse protozoare. Așadar, în cazul în care intenționezi să-ți accelerezi procesul de autofagie printr-o dietă anume, consultă-te cu un medic și verifică prin investigații medicale dacă este în regulă să faci asta. Nu oricine își poate accelera procesul de autofagie pentru că pot exista probleme grave. De exemplu, nu este recomandat în cazul femeilor însărcinate, copiilor și persoanelor care urmează anumite tratamente. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.